În ultima ședință de Consiliu Local, aleșii au aprobat alocarea unei sume de aproape 70.000 de lei în vederea continuării funcționării centrului școală după școală, înființat în cadrul școlii gimnaziale Costache Negre, structura Colegiului Tehnic Danubiana. Pregătesc contractul de finanțare pentru Asociația Danubiana Școală după Școală, pe care îl continuăm după parcurgerea unui proiect european în vederea asigurării sustenabilității acestuia. Prin proiectul Școală după Școală de la Școala Gimnazială Costache Negri, elevii romi sunt ajutați să aibă un parcurs educațional optim atât din punct de vedere al duratei studiilor, cât și al calității educației.